O nebunie. Aha, aha. Mulțumim, Flori, mergeți în cadrul organizat la astfel de sporturi. Nu vă mai întâlniți în spatele blocului, care nu sunt arbitrate. Liliana Crista este psihoterapeut, s-a întors în viețile noastre și asta pentru a discuta despre bani. Acum, la final de vacanță, începem să ne scoatem ochii. Să rămână, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Femeia, bărbatul, femeia spune banii tăi sunt banii noștri, bărbatul n-ar vrea tocmai să fie așa. Pe măsură ce relația evoluează, lucrurile se schimbă sau nu. De ce la final de vacanță ne apucăm să facem contabilitatea asta? Ce am făcut cu banii, pe ce prostii am mai dat? Pentru că probabil la începutul vacanței nu am stabilit un buget clar pe care l-am respectat în timpul vacanței. Ne-ai mai spus chestia asta odată și vezi, am uitat. Ai uitat că de buget. Să punem pe hârtie bugetul. Da, uite. Și ne aducem aminte la sfârșitul vacanței, uh-huh, că ar fi trebuit să facem un buget pentru că, ce crezi, am intrat în cheltuieli care nu erau tocmai destinate vacanței sau lucrurilor care se întâmplă acolo, shoppingului și altor lucruri care se întâmplă în vacanță, nu? Cu inima deschisă, dar trasăm, cum ziceți voi, limite sănătoase. Ne permitem banii ăștia, n-are rost să mergem mai mult, găsim poșete și la anul, nu? Corect, ar fi ideal așa, doar că nu reușim să trasăm limite. De ce? Pentru că noi suntem consumatori. Genetic suntem programați spre consumerism. Și atunci, cum să spun, datorită emoției momentului sau pentru a obține mai multă emoție, cheltuim mai mult decât ne-am bugetat sau nu la începutul vacanței. Avem nevoie de plusul ăla de serotonină, de dopamină. Corect. Vrem satisfacție imediată și a mai apărut o poșetuță, exact, și o luăm imediat. A mai apărut o poșetuță, a mai apărut un restaurant cu stele Michelin, a mai apărut ceva unde ne-am putea simți mult mai bine decât deja suntem. Statistic sau, mă rog, psihologic, cum spun, cine e factorul cheltuitor mai mare într-un cuplu, ea sau el? Pot să spun că statistic 57% dintre bărbați consideră că femeile sunt mai cheltuitoare, okay, și realmente femeile se ocupă clar de cheltuielile care le produc plăcere, mm-hmm, da? Se ocupă de cheltuielile vis-a-vis de contextul familiar, de casă, de familie, de copii, iar bărbatul este cel care are un nivel de stres mai ridicat, el fiind cel care trebuie să se ocupe de bunăstarea viitoare a familiei, este providerul, dar totodată este cel care trebuie să ducă mai departe moștenirea către copii. Și atunci, okay, lui îi revine acest task, să ia casă copiilor, să strângă economii pentru a merge copiii la facultate. Cam așa sunt împărțite cheltuielile în ziua de astăzi, în cel mai normal context. Cam un 77% dintre cupluri își împart la modul ăsta veniturile și... Spune-mi așa, disponibilitatea financiară a părinților în copilăria noastră reprezintă un trigger pentru shoppingul ăsta uneori compulsiv? În adică, mod sigur, dacă... noi venim cu un set de credințe din copilărie, cam pe la 4 ani ne dăm seama că există bani, dar le dăm așa un ideal de poveste, da? Pentru că mama scoate o bagnotă de hârtie dintr-un perete, așa mai sunt copil, ce sunt banii? Sunt nimic. Am văzut-o pe mama cum scoate din perete o bagnotă, uh-huh, și cumpără dulciuri sau jucării. Totodată de atunci începem să registrăm banii, dar auzim și discuțiile care există în casă referitoare la bani. Că nu sunt de ajuns, poate în unele situații, sau că nu mă mai există descurc, abundență foarte mare, sau că banii se fac ușor, sau că mai bine suntem sănătoși decât să luptăm pentru bani, sau că banii sunt ochiul dracului, uite, uh-huh, cum s-a certat mătușa cu unchiul, că sunt, uh-huh, discuții referitoare la bani în majoritatea familiilor. Tu spui că percepția noastră vis-a-vis de bani și de ce poate el obține este de multe ori denaturată, de cercul de prieteni, de părinți, de mediul în care am crescut. De credințele limitative, uh-huh, pe care noi le dobândim chiar de la strămoșii noștri, chiar și de la bunici, atunci când bunica zice că mamaie, nu-ți dau bani să iei bomboane, tu știi ce greu se fac banii, și corect, pe vremea bunicilor banii chiar se făceau greu. Corect. Da? Și bunica are dreptate, doar că în ziua de astăzi nu se mai aplică acea credință, dar noi o moștenim pentru că există acea temporalitate a creierului de la 0 la 7 ani în care el doar înregistrează, da? Uh-huh. Nu are capacitatea de a discerne. El acumulează informație, exact, și când se dezvoltă, exact, gândirea asta critică pe la 9 ani și un pic, începem să acționăm în funcție de ce am acumulat până la 7 ani. Chiar acționăm cu acel set de credințe pentru că devin inconștiente, memoria nefiind activă decât după vârsta de 7 ani în mare, mm-hmm, parte. Noi acționăm cu acel set de credințe în relația de cuplu, da? Poate unele persoane sunt mai cheltuitoare pentru că au trăit
la modul respectiv acasă, în familia lor, și poate altă persoană a trăit într-o stare de lipsă, da? Și consideră că banii se fac greu și atunci este o persoană care e mai restrictivă în privința cheltuielilor. Acum, acum schimbăm generația, ne merge mult mai bine decât ne mergeam acum 30 și ceva de ani pe vremea copilăriei mele. Dar am căzut în partea cealaltă, adică banii se fac ușor, banii sunt făcuți să circule, banii se cheltuie, nu mai punem bani pe bani, totul este la Mykonos. Banii se fac ușor în ziua de astăzi, dar dacă trăiești cu credința asta și nu ești conștient de faptul că dacă banii se fac ușor e foarte important să învățăm și să economisim bani, da? Atunci o să ajungi să-i cheltui la fel de ușor și vei ajunge totdeauna într-o stare de lipsă, pentru că atât cât faci, poți să și cheltui, oricât de mult ai face, și sunt foarte multe exemple de genul ăsta. Da. Noi suntem pe un principiu financiar pe care poți să ți-l pasezi, să-l asimilezi, decât să le duci grija, mai bine le duci lipsa. Suntem ok, este din în nou această convingere limitativă. Limitativă cu care devilăm. Și veșnicul foaie verde de dai, n-ai anul, da, să vezi cum ai. Deci asta este pentru zona de zona bancară și non-bancară. Mulțumim tare mult, Liliana, că este psihoterapeut, s-a întors în viețile noastre să povestim relaxat în tura asta despre bani și cheltuit. La fix vine intervenția Ramonei, că putea fi exemplu și în această